Hai să luăm șervețele. Hai să luăm șervețele, să o ștergem. Felix, am terminat de făcut aici toate challenge-urile și altele. Roșu, galben și albastru. 5 minute ca să găsim toate obiectele. 2, 3 și... Apocalipsa! Salutare nuților de cocos! La mulți ani de 1 decembrie! Eu și Carolina vă dorim la mulți ani, la mulți bani, să creșteți mari, să fiți sănătoși și voioși. Iar pentru că este primul 1 decembrie al Carolinei, mă gândeam așa să-l petrecem și noi, pentru că anul trecut am făcut 24 de ore în roșu, galben și albastru și în caz de nu l-ați văzut, vă invit să-l vedeți. Carolina mea dragă, ce spui? Ne îmbrăcăm în tricolor? Și ideea vine în felul următor. Eu vreau să mă îmbrac în roșu, pe Carolina o vom îmbrăca în galben și tati se va îmbrăca în albastru. Carolina, ia să vedem cu ce ne îmbrăcăm noi de 1 decembrie. Care galben, ăsta sau ăsta? Dreapta? Hai să luăm pe ăsta, nu ne-am mai îmbrăcat de mult cu galbenul ăsta. Ia, uitați ce drăguț este. Ce spui, Carolina, ne îmbrăcăm cu ăsta? Îți place? Îți place cursulețul ăsta? Uite, cum mine de pun. Îți place? Ne îmbrăcăm cu el, da? Ia să văd eu. Ia să văd eu ce frumoasă e fata. Hai să ne îmbrăcăm. La mulți ani! Știi că și ziua ta? Mami schimbă fata în galben ca să fim îmbrăcați în roșu, galben și albastru. Steagul României! Da, iubirea mea! Pe mătă! Are mama o fetiță cu mințică foc, veselă și hărnicuță, unde s-ar afla? Parcă e o furnicuță, a ta e de ea. Cine este în galben? Să ridice mâna sus! Hai să încheiem bluzița, hai să o încheiem. Hai să încheiem bluzița, hai să o încheiem. Gata, oameni buni, am îmbrăcat-o pe Carolina în galben! Cât de bine arată Carolina în galben! Este un mic ursuleț învelit în miere de albine! Ia uitați, micul meu ursuleț învelit în miere de albine! Acum mai rămâne să se mai schimbe și mami în roșu și tati să se schimbe și el în albastru. Vreau să facem o poză super șmecheră, să o postăm pe Instagram, nu uitați să ne urmăriți și acolo. Și Carolina are și ea Instagram și mai postează și ea din când în când, așa când are timp liber. Așa, iubita, așa e că postezi. Da, cum îi stă? Vreau să ziceți în comentarii o notă de la 1 la 10, de fapt de la 10 la 10, cum îi stă Carolinei? Da! Ia uitați ce trupă faină suntem noi în albastru. Tot tras de păr? Uite-te! Mami, ce aici? No, eu n-am păr așa. Tocmai voiam să vă zic că suntem o echipă super faină în albastru, galben, roșu și sărbătorim. Sărbătorim Ziua Națională a României! Dar Carolina mă trage de păr, ia uitați. E distractiv, hă? Să știți că a început deja să tragă de păr, ea mai înaintea pe pat. Dă-mi sus și jos. Așa, așa, așa. E distractiv? E distractiv? Vreau să vă zic capul meu, iubi. Stai că a dat afară. Hai să luăm șervețele. Hai să luăm șervețele, să o ștergem. Putem merge așa? Da. Stai că trebuie să mă plec. Apleacă-te, Cristina. Trebuie să mă plec să iau șervețel. Să o șterg eu pe tu. Poftim. Tocmai a păpat Carolina și se înțelege. Da, iubita. Așa că e situația amuzantă. E situația normală când ai bebe, nu e amuzantă. Te obișnuiești. Iubita, dai drumul lui mami? Hai că o țin dat. Dai drumul lui mami pentru că nucilor de cocos vreau eu și Felix să facem niște... Nu vreau să dau drumul la mami. Nu vreau să dau. Uite că a prins cu vârful. Mulțumesc! Vreau să facem niște challenge-uri ușoare. Ce zici, Felix? Ceva cu roșu, galben și albastru, hă? De obicei, la challenge-urile tale pică prău. Când Carolina mai crește, facem și cu ea. Am aici un set de bilețele, albastru, galben și roșii. Și vreau să scriu niște challenge-uri pentru mine și pentru Felix. Așadar, hai să-i dăm drumul. Ah, ce pix fain am eu aici, pix cu cocolix, Felix. Ia uite-te. Apropo, nucilor de cocos, vreau să intrați pe site-ul pe care l-aveți imediat sub video, pentru că a apărut merch nou de Crăciun cu cocolix, cu rob.
vlogs, chestii șmechere, intrați acolo și vedeți. Și nu uitați, dacă vă comandați, vreau să postați poze cu voi și cu merch-ul pe Instagram, să-mi dați tag, ca eu să văd și să vă dau inimioară. Eu acum am să continui să fac challenge-urile, le voi scrie și le vom trage așa random dintr-un bol, iar Roșu cu Felix va trebui să le îndeplinim. Vreau să-mi ziceți și voi în comentarii cum ați petrecut 1 decembrie, dacă ați sărbătorit și cum ați sărbătorit, dacă ați jucat vreun joc. Felix, am terminat de făcut aici toate challenge-urile și altele. Roșu, galben și albastru. Ia uitați nucilor de cocos. În timp ce Carolina face nani, sunt bilețele pe care le-am făcut eu, roșu, galben și albastru, și am să-i ofer onoarea lui Felix să extragă primul. Nu știu exact care e faza, o să-mi explici regulile. Îți explic? Bun. Noi în videoclipul de astăzi va trebui să umblăm prin toată casa și să aducem obiecte și numărul obiectelor și culoarea obiectelor va fi scrisă pe bilețelul acesta un indiciu, roșu, galben și albastru. A, m-am prins. Ha. E greu. E greu? E greu. E greu. Crezi tu? Da. Așadar, Felix, îți oferi ție onoarea. Doamne, ce le amestecă și le strânge de gât. Roșu. Mai, ia să vedem, dar ce număr? 3000. Zic că pică 1, zic că-s norocos. E mult 3, Cristina. Felix, tu va trebui să aduci din casă, să cotrobă așa, 3 obiecte roșii și să-mi le aduci mie. Ține tu, ca eu să nu mă uit. Trebuie să spice cu 6, cu 9, cu 11 obiecte. Pe ia. Să spice cu 40 de obiecte. Haha, galben, culoarea dinților. Dar ce nu mai arăta, am surprins. Am multă profesor. Un obiect? Un obiect. Nu știu dacă vedeți voi acolo, scrie un obiect. Un obiect. Poate fiți norocoase, sunt un obiect galben, trebuie să-i aduc lui Felix. Rândul tău, Felix. Să vedem. Închide ochii. Orice, da, numai un obiect. Ah, tu vrei. Culoarea roșie, culoarea cu noroc. Doi obiecte. Felix, doi obiecte. Noroc. Sper să spice cu 7 obiecte ție. Hai, 7 obiecte. Și învârte pe acolo să nu știu. 7 obiecte! Am văzut un obiect pe jos. Na, ia, ceva să fie greu, să fie greu. Ha-ha. Un obiect roșu, un obiect galben și un obiect albastru. Așa sunt acolo? Da. Ai, ce complex la tine cu șmecherii cu din astea. Dai, fai. Felix, este rândul tău, deci, să alegi, deci închide ochii. Eu vreau să-mi pici acum cu 0 obiecte. Nu știu dacă există așa ceva. Tu parea 0 obiecte. Ia roșu! Ia roșu, bă! Dar știi care e faza? E greu, pentru că începi să nu mai găsești obiecte roșii! Unu obiecte! Unu. Deci eu până acum, Felix, am de căutat 2 obiecte galbene, unul albastru și unul roșu. Eu și tu pe toate roșii. Merg pe la vecini să găsesc. Să spice, da, să spice ceva greu, cu 10 obiecte, toate culorile, culoarea negră, maro, ce chestii. 2 obiecte galbene. Obiecte galbene. Bă, frate, deja am 4 obiecte galbene. Se complică lucrurile. Eu vreau să câștig, nu știu ce vreau să câștig. Nu știu de ce închid ochii. Ha, albastru! Ah, s-a noroc să scrie 0 obiecte. Ia să vedem. 3 obiecte albastre! Da, numai nu știu unde să le găsim. Dar n-avem atât albastru. Și nici măcar n-am pus ceva prin casă, să știți, totul fix așa cum era înainte de video. Hai. Trebuia să schimbăm. Te spice greu. Învârte acolo, învârte, să nu știu. Da, de parcă să știu ce-i pe aici. Te spice ceva cu 6 obiecte. Cu tricolor în 3 culori. 2 obiecte alba. E rândul tău, rândul tău. Se împice ceva super fain. În primul rând, culoarea galbenă, în masa culori. Galben! 3 obiecte! Uite, iar 3 obiecte! Yuhuu! A, nu, e întors, uite, e 0 obiecte. Rândul meu. Ia să vedem. Un obiect al nostru! Și acum să vedem ce a mai rămas lui Felix, un singur bilețel. Nu mai a rămas una. Ia să vedem cât scrie. Un obiect roșu, un obiect galben și un obiect albastru? Da. Facem schimb? Dă-i nu? Ai una cu un obiect. Hai să vedem. Deci, câte obiecte avem noi? Eu am 4 obiecte albastre, 4 galbene și un roșu. Le mine trebuie un calculator. Vânătoarea de obiecte roșu, am de galben și albastru. 4 obiecte galbene. Nu, am de găsit, că și ăsta e unul.
7 roșii, pe și una aici. Aoleu. 4 galbene și 4 și 5 albastre. Felix, tu se pare că ai cele mai multe dintre noi de găsit. Da. Eu îți urez baftă. Haideți să vedem cine începe primul să caute. Deci, facem rock, paper, scissors? Da, foarfecă. Sau nu, putem să facem picior, goangă și apocalipsă. Nu știi? De exemplu, piciorul strivește goanga. Ok. Apocalipsa distruge piciorul. Și goanga rezistă în apocalipsă. Oh my god, bine, hai. Da, nu, așa se face. Goanga e așa, piciorul e așa, de piciorul n-am vrut să ai. Oh, uleu. Deci stai. Deci cum e goanga? Așa, mergi goanga, mergi așa. Ok. Vorbim să ai și piciorul okay. Dai cu piciorul. Hai, două. Nu, n-ai cum faci rock, paper, scissors. Dar era fain să faci pe asta. Hai. Dar nu mai trebuie țin în minte. Hai, două, trei și... Apocalipsa! Dar eu am câștigat, nu? Asta era cea mai ușoară și de-aia ținut în minte, nu? Da, nu puteam să-mi pus să arunc comod aici, nu puteam să dau cu piciorul. A, nu, eu voiam goanga să fac, dar nu. Bine, hai, două, trei și... Nu, fac piatră foarte că și ce era. Nu, apocalipsa, goanga și picior. Da. Două, trei și... Au, știi ceva? Hai, două, trei. Nu mai facem asta, că am vrut dacă o să pierd. Hai, facem pe alătă. Bine, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Oh. Rock, paper, scissors. Hai, din nou. Rock, paper, scissors. Egalitate. Eu. Asta nu trebuie primul. Eu am câștigat, deci eu merg prima. Dar nu, că nu mai ai subiect atâta să găsesc eu. Păi da, dar asta e și ideea. Dar nu e idee bună. Am aici colecția mea de bilețele, eu am câștigat așa că voi începe prima și facem în felul următor. Luăm un bilețel, ne ducem prin casă, găsim obiectul, le punem aici împreună cu bilețelul pe masă și așa facem cu toate, una peste alta, dar chestia este că este totul pe timpul celor de cocos. Ia uitați, avem aici 5 minute ca să găsim toate obiectele, așadar am să dau start și mă duc. Primul bilețel, un obiect albastru. Bă, am văzut aici o carte. Nu, eu pe asta. Uite. Cupid, yes! E albastră. Se pune, da? Așa. După aia. Două obiecte albastre. Un pix. Iau toate obiectele albastre, sunt un fel de mare. Nu! O sticlă. O sticlă de apă. E albastră, nu? Așa. Hai să mai vedem. Un obiect galben. Tu n-ai voie să iei același lucru pe care le iau eu. S-a dus deja jumătate din timp, haide! Stai! Așa, două obiecte galbene. Uite, avem leuțul. Mulțumesc, Carolina, că mă ajuți! Ok, trebuie să mai găsesc încă un obiect galben. Așa. Și un obiect roșu, galben și albastru. O ață, o papiotă. Așa, mai avem 3 minute 42 de secunde. Bă, Felix, aș putea să-mi fac și un ceai între timp. Și acum trebuie să mai găsesc un obiect galben și un obiect albastru. Ia uite-te. Avem aici, dar tu n-ai voie să mai iei dintre astea. Avem un coaster. Așa. Așa, deci am aici galben, roșu și încă un obiect albastru. Ia să vedem, să vedem. He! Nu! Maneta de PlayStation! Gata! Zici că sunt un hoarder. Ia uitați, 2 minute și 53 de secunde. Felix, să înțeleg că am mult 5 minute. Nu e mult, că mie trebuie mult. De-aia ai pus 5 minute. Da, aia! Bun, mie mi-a rămas 2 minute și 53 de secunde. Vreau să fac un print screen. Ca să vedem cine e câștigătorul la sfârșit. E rândul tău, Felix. Dar nu uita, n-ai voie să iei pernă, sau coaster, sau pix, sau carte. Le pui pe cum adică? Nici o carte? Că sunt multe cărți acolo. Cum adică? Nici o carte nu pot să iau. Mă, Cristina, sunt multe cărți acolo. Trebuie să vii cu altfel de obiect. Nici sticlă n-ai voie. Cum că am multe sticle? Sticlă de apă, mă refer. Deci am numai 10 minute la dispoziție, uite aici. Nu cred că ai dat la 10 minute. Du-te încolo! 5. Da, dai tu start, da? Am numai 10 minute la dispoziție,
Faza este că, nu știu unde găsa, dar roșii, eu am ales să fie cizmute, am negociat cu Cristina ca să nu pierd. Dar s-o șmecherit, o pus pe timp, nu știu ce, că cine are cel mai scurt timp. Și na, să... m-am uitat așa prin casă, o cam luat șmecherea tot ce a fost bun. Nu prea merge. Să vedem, rândul tău. Start. Start. Îmi trebuie un roșu și... Ah! E roșu! Da, ai dreptate. Am găsit. Și acum îmi trebuie... Ce mai trebuie? Două biete roșii! Hai de mine! Ce avem roșu pe aici? Decider! O roșie! Și? Asta veche de tomate, care voiam să o arunc de mult! Că e stricată! Asta o punem aici așa. Și se scurge timpul, vreau să te știi. Bun, okay. Și acum... trei obiecte albastru! Un obiect roșu, un obiect galben și un obiect albastru. Să le pun aici așa. Un obiect roșu... Stai cu România, hai! Stai cu România, stai. Ce avem pe aici așa? Bun, avem paste fără gluten. Hai că e albastră, nu poți zici că nu e. E albastră, da. Ia uitați! Ce avem bunătăți pe aici? Asta poți să le iau? Da! Că ăla e tot ketchup. Păi ăsta e ketchup, ăla e bulion. Am înțeles. De bulion și ăsta e ketchup. Acum să vedem ce găsim galben. N-avem nimica galben în casa asta. Bunătă lăsa murdar, nu știu dacă îmi trebuie să... Păi, și de nucă e cu zamă. Nu poți zici că ăsta nu are galben, adică lăsăm capacul la o parte. Nici nu mă așteptam altceva de partea ta decât să-i golești tot frigiderul. Acum. Mamă, câte mai am! Trei roșii, trei galbene și trei albastre! Hai că mai ai foarte puțin timp, ia uitați, mai are 3 minute! Hai să încerc cu trei obiecte albastre, să mă văd ce avem pe aici. Ce avem albastru? Mi-a luat planeta. Așa. Ia uite, nu poți ziceți că astea nu sunt trei albastre. Uite-te, trei lucruri albastre. Deci avem aici un pistol dintre ăsta și ăsta, trei. Bun. Trei. Acum aș vrea să caut trei galbene. Și am găsit chestia asta, m-am uitat de mai demult la ea. Trei galbene. Mai câștig dacă e să fie. Deci ai una aici, îți mai trebuie încă două. Ce mai avem galben? Uleiul galben, ai zis, uleiul galben. Ai dreptate, e foarte galben. Și... cereale galbene, care am uitat de ele, cred că se expirate, dați galbene. Bravo! Așa. Deci astea sunt cele trei galbene, azi de cât mai ai? Felix, mai ai 2 minute! Stai mă, că știi că mai deci trei roșii acum, acum ai chinul, deoarece Cristina a luat tot ce e bun roșu. Să vedem unde găsesc că trei obiecte de culoare roșie. Măr, e roșu, da. sau măr mai roșu, așa. Deci un măr. Un măr. Da. O rodi. O rodie bine? Bine, asta e rodie, uitați. Deci nu-i măr, nu-i tot măr să se vadă, este rodie, da? Este rodie. Este rodie, e roșie. Ia uite. Și acum al treilea lucru roșu este... Cristina! Nu, n-ai voie. Chiar dacă eu cea mai drăguță, n-ai voie să nu mai caut un lucru roșu, să vedem. Ce avem noi roșu prin casa asta? Că nu știu. Florile nu-s roșii alea de acolo, uite-le. Azi roz. N-am nimic aici roșu. De mâncare ceva roșu. Ai, fratele meu! Felix, mai ai un minut! Stai, un minut! Stai, un minut! Stai, că știu! N-are culoare roșie aici. Mai prea puțin? A. Hai, că timpul se scurge, timpul se scurge! Hai, n-asta lui maică mea! Ea mea! Hai, n-asta ta! Vai, deci nu pot să cred. Ai terminat? Pauza. Cât timp ți-a mai rămas? 4 minute și 18 secunde. 1 minut și 18! Bravo, eu zic că ați făcut treabă bună. Ia uitați, oameni buni, a adus aici 3 obiecte galbene, 3 obiecte roșii aici. Ia uitați, albastru, galben, roșu aici. Băi, ar merge paste cu ketchup și muștar? Aceste rețete. Rețete de mâncare cu Felix. Aici avem roșu cu bulion. Avem chestii șmechere. Mai reușești? La mulți ani de ziua României. Hai că a fost super interesant jocul ăsta. Vă provocăm și pe voi să faceți. Să ne ziceți în comentarii dacă ați reușit și dacă ați câștigat. Eu am câștigat, dar ce-ți câștig, Felix? Ce câștigătoarea. Da. Sau cine câștigă pune toate lucrurile la loc. Nu, pierzătorul le pune la loc. Pierzătorul stă pe canapea cu telefonul în mână. Adică scrieți voi în comentarii ce câștigă Felix și
la mulți ani. La mulți ani tuturor românilor de 1 decembrie. Să creșteți mari, noi vă pupăm, apăsați butonul de coco like și uitați că ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa!